Bine ați venit în băcania noastră. We have here so many product like salami and the truffe. We have a universal product here from the Italia and the Grecia. Kusum este din Nepal și a venit în România acum 2 luni. Ea lucrează la o băcănie din orașul Buzău. Primele cuvinte în română pe care nepaleza le-a învățat sunt formulele de politețe. Ia lecții de la colega sa de tură, Mihaela, în timp ce aranjează produsele de pe raft. Fiecare zi de lucru în băcănie îi aduce lui Kusum noi informații despre limba, oamenii și viața românilor. Orange, we have pepene roșu, pepene galben, cu gutuie. It's a fruit in my country, very good. Este foarte curioasă și se implică foarte mult. Îi place să învețe, doar că n-a venit de foarte mult timp și n-a apucat să învețe absolut tot. Dar se descurcă foarte bine cu engleza. Kusum a fost cucerită deja de politețea clienților din România, deși mărturisește că la început era speriată de gândul că a ajuns într-o civilizație extrem de diferită de cea din care a plecat. Când am venit, eram puțin speriată, poate din cauza limbii diferite, și mă gândeam că aici cei mai mulți vorbesc limba română, noi vorbind engleza, deci îmi era teamă. Dar când am venit aici, am văzut că oamenii sunt politicoși. Kusum vrea să învețe cât mai multe despre România și să se stabilească aici, așa cum s-a mai întâmplat și cu alți angajați ai proprietarului băcăniei, care deține și un restaurant pe șoseaua de centură a Buzăului. Totul este ok. Patronul nostru aduce oameni din Sri Lanka, Pakistan, India și Nepal și pentru noi toți este o mare șansă de a avea un viitor mai bun. Băcănia în care lucrează nepaleza se află la ieșirea din Buzău spre Râmnicu Sărat. În România, salariul pe care îl primește un muncitor din Nepal, Bangladesh, India sau Sri Lanka este de 4 sau chiar 5 ori mai mare decât în țara natală.